Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Ne aflăm la Clătite Înainte. Alături de mine l-am pe Adrian, cel care și deține afacerea. În primul rând, Adrian, vreau să te întreb unde se află locația și pentru cei care se uită să știe unde te găsesc. Locația este vis-a-vis de școala Simeon Bărnuțiu, pe colț cu Diesel Club sau am ajuns de Inghis și Sisam, de care știe toată lumea din Zalău. Corect, deci dacă sunteți din Zalău, neapărat să veniți să gustați cele mai bune clătite din Zalău. Merită. Acum o să te rog să-ți prezinți cât de cât cele mai inedite, cele mai bune preparate, să vadă lumea că trebuie neapărat să vină. Păi inedit probabil că sunt clătitele sărate, care pentru multă lume cumva sună ciudat, clătite sărate fiind obișnuit cu clătite dulci toată viața, dar practic ce am făcut eu e un fel de shawarma mai elegantă și mult mai bună, învelită în clătită, în loc de clasica lipie. După cum se poate vedea și pe meniu, am 4 clătite sărate până acum și în curând un burrito. Și curiozitatea mea și sigur o să fie și curiozitatea celor care se uită, de unde e ideea cu clătite sărate? Adică, nu știu, mi se pare așa foarte inedit să clătite sărate. Da, prima dată am mâncat o clătită sărată la Electric Castle, la festival. Și mi s-a părut foarte bună, tot festivalul am mâncat doar clătite sărate. Și de atunci m-a intrat în cap chestia asta și am rămas cu ideea și am vrut să dezvolt un pic. Sincer, este prima dată când o să gust o clătită sărată, așa că nu mai pot aștepta. Și o să te rog pe tine să ne prezinți și cum faci clătitele sărate și abia aștept să gust. Apoi, dacă mă lasă Adrian, o să încerc și o să fac ceva, vedem ce iese. Gata, fraților, suntem pregătiți să-i dăm drumul. Adrian o să vă explice tot procesul de la cap la coadă. Adrian, te rog frumos. Bine, am să fac o clătită. Începem prin a pune aluatul pe plită. Și ce este foarte interesant, trebuie să nimerim găurica din mijloc ca să iasă bine. Da, pasul 2. Pentru că găurica a fost acoperită de aluat. Am nimerit găurica. Și întindem clătita. Nivelăm. Imediat se întoarce. E clar că mie nu-mi iese. Așa. O lăsăm puțin și pe partea a doua să se coacă. După care o iau și o mut pe cealaltă plită, care este doar puțin încălzită, unde se va îmbrăca. Pentru a fi menținută caldă, pe parcursul îmbrăcării cu ingrediente. Și acum facem o clătită sărată, creangă. Că ne place de el. Și am să încep cu crema de brânză sărată. Pun cașcaval. Bă, chiar zici că ești sau ăla. Atât dacă ai aluat de clătită de asta. Da, și puțin mai elegantă. Pun și jambon. Și acum puțină nucă măcinată. Deja acum urmează dressing-ul. Roșii sherry, că sunt singurele dulci timp de iarnă. După care vine salata verde. Salata înainte să o pui, o condimentezi cu ceva sau nu? Ajută ingredientele din clătită să dea aia gust? Da, exact, ajută ingredientele și nu mai pun deci salată și la final punem și un pic de sos tzatziki. Să avem de ce mai ușor pe gât. După care rulăm în clătită. Și avem grijă să nu pierdem ingredientele pe drum. Și acum... Da. Punem în cornet. Am început și la ceva. Și este gata de servit. Se poate vedea cât este de plină cu de toate. Poftă bună! Mamă, o să gust și apoi o să mă bag și o să... Încerc să vedeți ce o să iasă. Să încep, că bă, mi-e foamă, bă. Deci să vedeți ce-a făcut cameramanul meu cu mine. M-a așteptat 5 minute, bă, să mănânc și-o din clătita asta. Mamă.
Nici nu vreau să vă mai arăt. Bă, e super, super. Deci neapărat, mâine, după ce o să postez videoclipul, neapărat să veniți aici să-i arătăm la Adrian. Vă meritați să facem video-ul ăsta împreună, că, bă, trebuie să mâncați pe asta, neapărat. Bun, deci, cum zicea Adrian, luăm un polonic și încercăm să nimerim gaurica. De tot odată, așa. Așa, pac, încercăm să punem ăsta. Bă, dar nu nimerez gaurica. Așa, hai să încercăm. Bun. Așa, vrei. Pac, am luat, dă un apă, dar am văzut că folosești ăsta, hai să folosim și noi. Așa, pac. Frumos, pune înapoi, luăm mâncare, ăsta, așa, încercăm să-l desfipim de pe margine, nu? Da. După mai. Pac. Doamne, așa crezi chiar. Așa, se pot întoarce deja. Da, da. Trebuie să luăm ăsta mai mare, mai des. Exact. Pac. Hai că încercăm. Un pic de tăie, dar nu se vede cum mai. Așa? Se vede. Bă, pentru prima dată, hai, că cât de cât m-am descurcat. Mai aveau când îmi tapă albă, nimerită. Din lateral trebuie să îmi trebuie să vede, știi? Nu te. Așa. Pa. Da, aplauze, că în afară de asta, eu zic că, bă, se poate. Mă, când ai pus cremă sărată. Da, cremă de brânză. Frumos, pe jumătate. Ți ajunge Luca, că după aia. Așa, frumos. După aia ai pus brânză, nu? Da. Cașcaval, frumos. Pa, 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 pa. Jambon. După aia roșii șerii. Și nucă. Îl împăturim pe creangă, așa, nu? Da. Și după aia de aici, așa, parcă, nu? Da. Ceva aici. O rulez. Aproximativ, da. S-a supărat. Să-mi dai, te rog, un cornet. Bun. Bă, ce tare, mă. Uite-te, Luca. Poți să-l mănânci și tu pe creangă acum. Poftă bună. Mulțumesc. Băi, sunt cu burtica plină, vreau să vă mulțumesc, Adrian, a fost super gustoasă și foaie. Mamă, chiar acum vorbeam în timp ce mâncam cu Adrian, că dacă sunteți la școală și vreți să mâncați ceva, puteți să veniți aici, o să vă las locația, băgați o plătită de asta și v-a săturat. Am atât și cu acest video, sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut ideea asta inedită. Noi o să ne revedem data viitoare într-un nou video, v-am pupat! Vă așteptăm la clătite înainte!